Vai de capul meu, mi s-a părut mai ușor cu aia mare decât cu asta. E foarte ușoară motocicleta și tot timpul ai, știi, senzația să tragi foarte tare de ea, că tu ești obișnuit cu una. Dar, vai, de antrenament, cred că este senzat. Nu mai pute mâini, nu mă, îmi vibrează. N-am știut nici eu când vin. Uite, să te uiți atent să vezi niște trase. Da, noi trebuie să învățăm ceva. Urmărește-l cu atenție și să ai și posibilitatea am să modulezi softul de filmare când cade, să nu se vadă. Eu sper să nu fie cazul. Te-ai băgat în cadrul meu cu cașcavalul. Dă-te un pic. Dă mă banii, că am venit. Am venit să-l plătesc să-i dea o dată. Ca să știți dacă vreți să apelați la Daniel. Ajungi, dacă vreți să știți. Divnicer. Dacă uite, vreți să apelați la Daniel, trebuie să veniți cu mâinile pline așa. Da, la el. Să nu veniți niciodată cu mâinile goale, că de-aia vă face de cap. Când te plătește lumea să te dai. Deci, când te plătește lumea să te dai. Te cheamă, îți place. Da, 100 de lei din viteză. 100 de lei. Poftim? 100 de lei din viteză. Din buzul, uite, are pun. Ia zi-mă, cum ești? Ai emoții? Băi, am puțin așa, că am mers cu ea puțin și... Da, o să-mi treacă, cred. Zic să meargă și cu GP2. Am mers cu R1 M, ești prost, merg cu orice. S-au făcut două highside-uri cu ea astăzi. De ce pleci? De ce pleci? Nu plec. Mă fac că n-aud. La început mi s-a părut extraordinar de greu cu aia mică, extraordinar de greu, aveam impresia că dau cu picioarele, pe pământ, pe scărițe, pe haos, nu găseam locul. Și când am schimbat-o cu asta care e puțin mai mare, mi-am zis stai așa că e altceva. În schimb, vai de capul meu, mi s-a părut mai ușor cu aia mare decât cu asta. E foarte ușoară motocicleta și tot timpul ai, știi, senzația să tragi foarte tare de ea, că tu ești obișnuit cu una. Dar, vai, de antrenament, cred că este senzat. Nu mai pot în mâini, nu mă, îmi vibrează, am o musculiță în creier, e? Dar tare, senzația, cred că de afară s-a văzut ca și cum a fost așa. Dar pentru mine a fost tare, eu vă garantez. Mie mi s-a părut că, fai leu, în ce curs am fost, ești de bun. Da, merită, merită senzația, jur, merită. Nu, păi da, da, ia, vină puțin, domnul fost pilot. Îmi vibrează mâinile, auziți? Îmi vibrează mâinile? Da. Mergeți acolo și explicați de ce. Pentru că nu trebuie să stai în mâini. Am, frate, știi, înțelegi? Eu știu, teoria. Mâinile faci altceva, tot cu vibrații, cu alea, da. Aici, mă. Aici, din corp, din picioare. Trebuie din mult antrenament. Ăla frumos, mult antrenament, foarte mult. Ia, Quartararo, eu. Quartararo, da. A rămas fără suflet. Fai de că m-a aruncat-o, e pe acolo, ponii i-a plătit. Haide, mâine încep cursul. Da, mâine vreau. Ai văzut? Vreau să mă ridic, dar nu pot de picioare. Gândește că răzvânel. Nu pot, mă. Gândește că răzvânel s-a dat 4 ore jumătate ieri și azi. Puse la cap la cap. 4 ore, ți-ai făcut un sfert de oră. Deci,
acum, m-am bucurat că s-a terminat, că nu mai puteam, înțelegi? Așa. Când mergeam în spatele băiatului ăla, eram ok, m-aș mai fi dat, zic, mamă, sper să mai țină o viață, știi? În momentul în care m-am oprit, n-am mai putut, ești nebun, n-am mai putut. O tură și zic, mai gata, nu mai are rost, iar acum nu pot să mă ridic de pe motocicletă, de picioare. Bă, e superb. Să ieși din cameră și să ai circuitul în față și tribunele. Toată lumea doarme, că normal. M-au trimis pe mine, săgeată. Daniele, tu ai cursuri de la 8 jumate. Noi... Noi mai stăm un pic în mașină. Nu în camera, auzi, în mașină. Noi mai stăm un pic în mașină. Tu ia-ți cursă la școală. M-am băgat la școală. A zis, dom'le, voi la școală? Și... Hei, mai învățăm, mai repetăm. Uite, motociclete, băieții. Da? Alo? Nu chiar motociclete, dar ceva să semene. Hai că nu e 8:30, dar s-au trezit și băieții. Ați venit la curs, domnul? Eu? Domnul. Eu am inventat cursul. O să-mi iau... Să-mi iau omul. Am un nene pe care îl car cu mine aici, în Dubă. Sper să fie descuiată. Să se pun pe mine, pe nenea asta. E ceva de nedescris. Uite-l. Ai dormit bine, mă? Ce te uiți așa la mine și nu zici nimic? Începe treaba. Cu băieții, curs de abordare a virajelor pe care îl recomand tuturor motocicliștilor. Amatori, avansați, cum se consideră ei, le recomand că nu strică, n-are ce să strice. Bine ați venit la cursul nostru de abordare a virajelor pe circuit. Eu sunt Marius Băcilă, sunt instructor autorizat BMW Motorrad și astăzi o să exersăm împreună abordarea virajelor pe minunatul circuit Skatkart, pe o vreme excelentă, mai mult de atât ce ne putem dori. Astăzi pe pistă, eu și Cristina o să mergem cu voi, o să vă arătăm chestii. Acum Cristina ia o scurtă pauză de mic dejun, după aceea o să ni se alăture din nou. Bun, înainte să începem efectiv, câteva cuvinte despre cum o să desfășoare ziua asta, ce o să facem, cam cum o să lucrăm, cam ce reguli trebuie să respectăm. Păi, în primul rând, principala noastră grijă este să fim în siguranță, adică să avem grijă unii de alții, să nu ne depășim agresiv, să nu încercăm să mergem tare, da? Scopul este să învățăm să mergem mai bine pe viraje. Accentul fiind pe bine, nu pe tare, da? Simplu fapt că suntem pe un circuit nu înseamnă că trebuie să mergem cel mai tare din viața noastră, să ne înclinăm cel mai tare, să facem cea mai hardcore chestie pe curbe pe care am făcut-o vreodată, da? Încercăm să batem recordul circuitului. Asta e foarte greu, vă zic că am încercat pe unii și încă sunt departe. Bun. Ideea fiind, trebuie să fim în siguranță, să avem o abordare relaxată și dacă am venit aici în ideea că noi folosim în general motocicleta pe stradă și luăm viaje pe stradă, atunci ideal ar fi să luăm tehnica de stradă, adică de plimbare, cum ar veni. Mergem la safety, nu tragem tare și nu ne interesează de riscuri, cum se întâmplă când mergi tare pe circuit, ci mergem la safety, frumos, elegant, cu marja de siguranță, exact cum am face și pe stradă, doar că marja de siguranță nu trebuie să fie atât de mare ca pe stradă. De asta, de fapt, venim aici. Aici ne permitem să ne înclinăm un pic mai mult decât am face mod normal, să intrăm în viraj un pic mai tare decât în mod normal, dar în continuare trebuie să fim în marja noastră de siguranță. Doar că pe stradă marja aia trebuie să fie foarte mare, adică pe stradă, la modul ideal, ar trebui să mergi cam la 50% din ce poți tu, ca să rămână restul de 50% pentru... Problema. Hai,
magistrale de dimineață, Yamaha, de 300, fără carene, ca să nu stric nimic. Facem turul de încălzire, de formare, de obișnuință. Avem toată ziua la dispoziție pe proiectul ăsta, abordarea virajelor. Extensează abordarea virajelor de circuit. Deci, extensează abordarea virajelor pe stradă. Prima tură cu Yamaha aia de 300 merge senzațional. Este foarte bună pentru învățat. O să vă arăt și on board, dar să mai exersez un pic. Să mă obișnuiesc cu circuitul. Motoreta. Bun, acum să începem prima parte de teorie a cursului, și anume poziția corectă pe motocicletă. Hai mă, cantinereț! Cantinereț! Băiatul ăsta din față e un băiat cu care mă plimbam eu acum 10 ani, 12 ani și am venit aici și toți băieții ăștia fac mișto de mine, că na, eu nu sunt om de circuit și învăț acum și hai domne, lasă-ne cu poveștile tale, cu motoreta, cu nu știu ce. Noroc că a venit băiatul ăsta și m-a recunoscut. Ce, bă, mă, mai știi? Te mai știu, mă, frate, de când ne plimbam noi cu motoreta în tinerețe. Da, domne, zic, haide, mă, că mai știi și pe mine cineva de aici, nu-s ultimul. Da. Foarte tare experiența de circuit. Foarte tare circuitul ăsta de aici, de la Scat Kart. Este extraordinar. Superb, superb. Și cu hotel, și multă verdeață, și peisaj, și tot ce vrei, tot ce vrei. Motocicleta asta de 300 este un vis, efectiv este un vis pentru a învăța, este senzațională. Vă recomand cursurile de pilotaj, cursuri de poziție în șa, cursuri de abordare a virajelor, cursurile de genul ăsta cu domnul profesor aici, la timp. Da, e parfum, mă, motoreta asta, parfum, parfum. Iartă domnul Băcilă că nu mă înclin suficient cu corpul. Așa că...
am cu ce să mă dau. Nu mai am, ești nebun? Da. E tare bun. Uite, e a treia intrare. Da. E a treia intrare și din ce în ce mai bine. Îmi place mult de tot. M-aș muta aici. Sesiuni, cred că am avut sau cred că o să avem astăzi 10 intrări pe circuit a câte 15 minute. Jur că cu asta de 300 nu pot să spun că sunt expert, Doamne ferește, să nu exagerăm, dar am îmbunătățit foarte mult față de prima intrare, iar acum cu asta mare cred că o să fie fix la fel ca de dimineață. O să fie foarte greu pe prima intrare, dar să sperăm că lucrurile vor merge bine. Hai să vedem ce se întâmplă. Cum fac? Am clicul jos. Cum pornesc asta, frate? Are dreptele jos. M-am descurcat. A pornit. Profesor, mâncat. Ce? Da.
Ia cu totul și cu totul altceva, dacă mai pui să mai fac o tură cu asta, nu mai merg în picioare. Nu mai ridic de pe ea, spun. Eu mă mir că mai merge acum, sincer. Da, jur, nu știu, cred că mâine o să fiu mort. Deci mâine da. Ți-ai zi liberă, stai da. În pat, cu copilul la not, te hidratezi. Da. Simt din picior, știi? Piciorul cu care mă agăț, gen, da. Stau pe ea și am momentul când zic, stai mă mai așa și dau din picior și se schimbă motocicleta. Exact. Știi? Ai, acum se vede, imediat ce ieși un pic din apele tale, revii la umerii aici da, și da, fund da, afară, da. După aia ți-aduci aminte și duci umerii. Da, 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 ideea și privirea și tot. Să faci din prima, deci știu ce intrarea din curbă să fie din prima. Ce mă gândeam acum să la tine e așa da. Și după aia așa. Da, știu, știu, durează, mi-aduc aminte, las capul, știu. Cum fac eu să mă țin de motoretă când frânez și scot genunchiul pe interior și nu mă țin, adică vin în mâini, știi ce zic? Facem felul următor, nu când... trebuie să scoți genunchiul din prima, tu scoți fundul aici, eu oricum, da. Dar genunchiul poți să-i ții strânși, uh-huh. Te ții bine okay. Rezervor, pun frânezi, frâna, bam, bam, încerci bam. Să te ții cât mai mult, da. Susținerea ta cât mai mult să vină de aici, din rezervor uh-huh. Și cât mai puțin uh-huh. În mâini. Inevitabil se va duce da. Și în mâini. O parte din arta asta este... să transferi tensiunea aia din mână pe frânare, imediat ce dai drumul la frână, se eliberezi mâna da, și să da, te duci da, așa. Da, da, da. E acolo un moment pe care trebuie să începi să-l simți. Nu poate să zică nimeni, domne, așa da, trebuie așa făcut. E, da, da. E ca mersul pe bicicletă. Ce? Hai mă, că nu le-am făcut nimic. Stoc. Da, da, de toți bani. M-am tot! Da, mă, da, e da. Mar. Nu, e foarte bine. E foarte e bine. Se mar, vede că-ți place. Da, e mar. Ca idee așa, pe scurt, încearcă mai mult spre corect, mai puțin da, spre da, viteză. Da, se vede că da, îți place viteza, cred că da, de la mașini ești probabil, da. Răjit pe viteză. Da, 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 și da. Tind să favorisezi viteza în multe corect, locuri, în că îți place, corectitudine. În locul corectitudine. Așa este, da, da. Păi o simt și eu, nu, adică nu. Dar oricum, pentru cineva, tu, asta e a doua pe circuit, oară da. Pe circuit, sau prima dată a fost când ne-am întâlnit noi la da, cu 1000, la Dâncata, da, nu? Cu 1000. Am mai mers o dată la Stechelariu, acum 10 ani, cu Supermoot. Nu da, n-are legătură. Da, nu se da, e altceva. Nu, excelent da, mergi pentru cineva care de-abia s-a apucat de circuit. Da, mai mers cu motorita pe stradă și da, îți dai seama, adică e niște experiență acolo, da, da, da. Mergi bine, dar trebuie un pic mai, știi ce, trebuie un pic mai mult pe safety și pe tehnică, da. Pentru că în felul ăsta, da. Mai ales dacă te duci pe un circuit mare, poți să te apropii de o zonă da, periculoasă, da, da, fără da, să-ți da. Dai seama. Tu ești, mamă, veselie, bucurie, am slick-uri, ți-am mă dau. Spus, mie mi s-a părut acolo. Linia dreaptă și frânarea mi s-a părut cel mai greu. Da. Curbele mai erau cum da. Erau, mai așa, mai nu știu, dar linia dreaptă și frânarea acolo, heleu, mi s-a părut greu rău de tot. Da. Jos, cotul jos, toate alea, pe la exteriorul lui și numai bine îți pregăteai la schimbarea de direcție, tu erai la interior, la exterior corect. Și l-ai taxat. E, da, nu vreau să, adică aici mi-e așa nu, să nu mă pe departe interior, de el, știi? Nu, știu, pe departe de el, suficient de departe să încât să nu fie stres. Pe exterior ca să, eu știu, să nu zică lumea ce am stresat sau... Nu, în general ai fost plăticos. Uite, vezi, aici stai. Da, eram... Aici, aici te vedeam pe tine, nu știam, cu mine. Merg, nu mai merg, mai stau, mergi, mai nu știu mergi, ce. Mergi, deci bine merg. Vezi? Uh-huh. Uh-huh. Trunchiul uh-huh. Da, e aici, da. Standardul tău e ăsta și din da. Când în când îți aduci aminte și cobori. Și vin, mi-aduc aminte și zic să mă duc cu capul da, lângă ghidon. Da, da, asta da, e ideea, exact. Știi? Capul lângă mână, lângă mâna de pe interior. Și... Tu nu mai trebuie să faci asta, vezi, tu te sui înapoi pe motoretă mm-hmm. Între curbe. Aia trebuia să rămân pe stânga, dacă e stânga. Rămâi da, cu fundul stânga, acolo. Corect.
Da, a doua tură cu 954 ăsta de curse, am mai vorbit eu de el, am mai filmat, am mai zis, dar n-a filmat camera, a stat în jos,
mi-a filmat asfaltul, mi-a filmat toate cele. Așa că de data asta am pus toate camerele posibile pe care le mai am în dotare ca să filmez tura cu 954, ultima de altfel pentru acest curs senzațional. Daniel, cu primul tur mai încetişor, ca să încălzească Da, senzațional cursul. Îl recomand tuturor oamenilor care vor să folosească motocicletele astea pe stradă. Eu mă antrenez doar pentru circuit. Nu doresc să merg pe stradă. Dacă se va întâmpla, va fi pur și simplu o întâmplare și nu-mi doresc să fie... Am avut viața asta, am trecut de ea, a rămas în spate. În sfârșit, vorbă lungă, sărăcia omului, cum s-ar zice. Pe iarbă, am luat-o pe toate alea, nu mai are rost. Să vezi febră mâine. Mâine-s mort. Mâine nu mai mișc. Aici, între omoplați. La picioare, da, știu. Mâine nu mă mai mișc și era prea, nu, adică n-avea rost, căcat. Nu mai făceam nimic, acum făceam doar prostie. Da. Adică... Nu, păi, deja când ai obosit... Nu mai putem, nu mai pot. Știi ce zic? Nu mai pot. Să se dea băieții ăștia cât vor ei, nu mai pot, efectiv. M-a lăsat corpul. Corpul care nu face nimic, stă toată ziua, știi? Aia e problema. Și le e așa, haide tată că eu mai am 20 de ani. Nu mai am. Nici 20 de ani, nici nimic. Dar vai, ce tare, extraordinar. Foarte șmecher circuitul. Da. Eu cu Supermoto m-am dat. Supermoto a fost pentru mine motocicleta tare și de oraș și mișto și cool.